Salut! Vreau să vă arăt astăzi o lanternă șmecheră. De la Olight, botezată Warrior X. Și după nume se vede că ea a vrut să fie o lanternă tactică, o lanternă de vânătoare, pentru că luminează departe, este foarte portabilă ca dimensiuni, ca și greutate. Nu face zgomot, întrerupătorul este total silențios. Are un mod de operare foarte simplu și foarte aplicat pentru ce a fost făcut. Olight este o firmă chinezească care face ce nu fac alte firme, printre care își dă și adresa cu număr, cu stradă, cu etaj, cu... Este cu sediu în Shenzhen, made in China. Ne spune de la început că are 2000 de lumeni și că bate 560 de metri. Asta cu un acumulator litiu-ion 18650. Se laudă că e prima și cea mai bună lanternă tactică, că e prima lanternă din lume care prin vibrație îți spune când începe să descarce, tot ca să fie tactică, și că are un întrerupător total silențios care este și magnetic. Aici pe spate ne dă câteva indicații, și anume ea funcționează în două moduri. Unul care are două trepte de putere de 300 de lumeni, care merge 4 ore și 40 de minute și care ar bate pe la 210 metri. Și al doilea de 2000 de lumeni, care ar merge 1,5 minute pe 2000 de lumeni și după aia coboară la 600 de lumeni și mai merge 80 de minute, cu o intensitate, țineți minte, 78.400 de candele. Al doilea mod de funcționare este cu modul de 2000 de lumeni și cu stromboscopul. Olight este printre puținele firme care la modul maxim dau timpul efectiv de funcționare, aici 1,5 minute la 2000 de lumeni, după care
reduce la 600 de lumeni, 80 de minute. Bun. Ambalajul este cel mai pricopsit ambalaj care l-am văzut eu la o lanternă. Nu știu dacă a meritat efortul ăsta, pentru că asta înseamnă și bani. Am cumpărat-o din România, dar la o promoție. A fost incredibil, cu acumulator 300 de lei. Să vedem ce are până interior. Are o clapă magnetică. Tot felul de mesaje. Până și această clapetă scrie pe ea open, e făcut un pic în exterior ca să poți să tragi ușor de ea. Avem un afiș care ne spune iară că este cea mai bună. Așa și este. Un manual care are și limba engleză și în limba română, dar nu prea ne folosește la nimic. Ea mai are încărcătorul, un inel tactic, o să vă arăt, și lanterna. Încărcătorul de la Olight este numai la Olight, așa, este magnetic, se alimentează de la orice USB, este magnetic. Foarte bun. Să vă arăt și husa. Husa are prindere pe centură numai orizontal. Este din cordura cu velcro. E, aici au scăpat tacticizarea. Nu era cazul. Și are aici un buzunar special făcut pentru acumulatorul de rezervă. Foarte, foarte este elastic. Nu scapă acumulatorul în niciun fel. Aș vrea să văd la toate modelele așa ceva. Ți s-a terminat acumulatorul sau începe să termine, lanterna începe să-ți vibreze mâna dacă e deschisă, scoți acumulatorul de rezervă și continui treaba. Ok. Lanterna este superbă. După ce că e bună, e și frumoasă. Are și un clip. Eu i-am pus bucățica asta de cordelină pentru că este bună, de obicei se folosește așa și o ții foarte bine aici, n-are cum să îți scape din mână. Ea are deja inelul ăsta care poate fi înlocuit cu acesta.
Dar dacă îl pui pe ăsta, nu mai poți să-i pui clipul. Și eu am preferat să-l țin pe acesta. E bună că nici nu se rotește dacă o pui pe... fiind în colțuri așa, nu se rotește. Ea rămâne pe poziție dacă o pui pe ceva. Ăsta este întrerupătorul, care este total silențios. Și care are o acționare așa cu, zici că e cu presiune. Reflectorul este adânc, neted și are un radiator impresionant ca să poată să disipe căldura. La o acționare scurtă este pe modul minim 300 de lumeni. Dacă continuăm să împingem întrerupătorul, este modul maxim de 2000 de lumeni. El este și momentarii on, adică dacă doar apeși puțin și iei degetul, nu rămâne. Dacă apeși lung, rămâne aprinsă. Simplu. Două moduri, unul mic, unul mare. Ca să schimbi modul tactic, de aici se desface lanterna. Ăsta este acumulatorul. Eu am unul de 15 amperi descărcare. Deci, cum ziceam, se deșurubează puțin și se ține apăsat. Acum a intrat în modul tactic, ca să zic așa, cu două funcțiuni. Apeși odată e maxim, mai apeși încă o dată stromboscop. metri la dimensiunile și greutatea asta. Să vă spun și greutatea cu acumulator, cu tot. Este de 220 de grame. 220 de grame. Una dintre cele mai bune lanterne de departe. Nota este una singură. Excelent!